Prognozele privind victoria lui Andrei Năstase în cadrul alegerilor din Chișinău s-au adeverit. Acesta s-a impus în turul 2 de scrutin în fața contracandidatului său, socialistul Ion Ceban, cu un avans de 5%, reușind să obțină funcția de primar general pentru un mandat de un an. Victoria lui Năstase a fost una predictibilă, din mai multe considerente, în special datorită suportului acordat de alte formațiuni. Voturile alegătorilor lui Munteanu și Codreanu au lichidat decalajul dintre locul 1 și locul 2 înregistrat în primul tur, iar o parte bună din voturile electoratului Silviei Radu i-a permis să-l depășească pe Ion Ceban. Mai mult decât atât, rata de participare pe 3 iunie a fost mai mare decât în primul tur, iar mobilizarea chișinăuienilor i-a asigurat lui Andrei Năstase un rezultat confortabil. Scorul înregistrat de candidatul PSRM pe 20 mai demonstra clar că potențialul electoral al acestuia a fost epuizat. Deși Năstase încă nu a intrat în biroul său de la primărie, acesta ar trebui de pe acum să se gândească la ceea ce îl așteaptă în postura sa de primar de Chișinău. Pentru că în scurt timp, cetățenii, inclusiv cei care nu l-au votat, vor aștepta de la el decizii concrete în privința problemelor cu care se confruntă capitala. Mai ales că Năstase a făcut în campanie promisiuni ambițioase. E de menționat și faptul că liderul PPDA a acces într-o funcție care presupune că de acum încolo toate acțiunile sale vor putea fi supuse criticii. Ironic fiind faptul că până nu demult el era cel care critica conducerea din opoziție. În noua postură, Năstase ar putea deveni vulnerabil în fața oponenților săi. Să spunem că dacă Plahotniuc vrea să-i vină de hac, o va face cu o mai mare ușurință și în mod public, desenându-i dosare, astfel încât acesta să fie obligat să petreacă mai mult timp pe la CNA, procuratură, decât în biroul său de la primărie. S-ar putea întâmpla ca planurile lui Năstase să rămână doar pe foaie, pentru că una este să vrei să administrezi treburile unui oraș și alta este să reușești să-l administrezi. Nu pentru că acesta ar fi un manager rău, dar pentru că va avea nevoie de o echipă de profesioniști în diferite domenii, pe care nu este atât de ușor să o formezi, ținând cont de faptul că salariile de la primărie sunt mai mult decât modeste. Pentru a obține succes și a demonstra locuitorilor capitale că lucrurile pot fi făcute ca la carte, ar fi bine ca liderul PPDA să renunțe la declarațiile sale politice și să evite să utilizeze primărie ca pe o cale scurtă spre Parlament. În oraș sunt o sumedenie de probleme care necesită soluții imediate, la care se mai adaugă și restanțele lăsate de predecesorul său. Chertoacă și-a dorit să fie primarul faptelor concrete, iar lui Năstase poate să reușească dacă nu îi va repeta greșelile.